ăla. Apasă, uite și mamă. Gata, bine. Nu vezi că ai fost mult, nu ai fost și mai mulțumesc. Bine, deci am trebuit să luăm o bere? Elena! Ia-le bani, Elena! Ia-le bani ca o bani, mai ales la doi! Hai, Aline! Zota, e o bere? Domnul Vice, veniți aici, am venit jos, aici la masă. Hai, vină în coace. Bă, n-ai venit în coace? Deja vin. Băi, lăcă, lasă-mi și mie o bere. Era la cutie, uite. Era la cutie. A, dați-mi aia ce-i venit. Bravo, băi, 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 băi. Hai, 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 hai
Și scorul este deschis de către Fece, tineretul Mănăstirea Cașin. Gol din penalti. Înscris de către Ionuț Iulie, portarul echipei Fece, tineretul Mănăstirea Cașin. Ionuț Alexandru, pardon, greșeala mea, iertați. Balcan, 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 Balc
Salut, domnilor. Cel mai mare om. Da. Pirotul Mănăstirea Cașin reușește să egaleze scorul 2-2. Meciul continuă în prima repriză. Foarte intens din partea celor de la Maroș Cât și din partea celor de la Mănăstirea Cașin. Da,
Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.